Tot mai mulți șoferi conduc după ce consumă droguri, iar tragediile sunt greu de evitat. Polițiștii mehedințeni au depistat în urma unui control mai mulți tineri băuți și sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic o tânără de 21 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu după ce ar fi consumat substanțe psihoactive. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă pentru cannabis, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. De asemenea, un tânăr de 21 de ani din comuna Hinova a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga după ce ar fi consumat substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă pentru cocaină, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Un alt tânăr a fost depistat și în Vânjumare, în timp ce conducea un moped fără număr de înregistrare pe strada Republicii în orașul Vânjumare, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,80 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Au fost sancționați 150 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 68 care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 177.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 44 de permise de conducere și au fost retrase 17 certificate de înmatriculare. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, poliția rutieră va continua acțiunile și controalele pe sectoarele de drum din municipiu și județ. În ultimele 72 de ore, polițiștii mehedințeni au acționat pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.